Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și e alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Dorința mea era să, să, o fac, știi, să dau publish ca să văd reacțiile. For the first time you did this. App. Asta îmi doream frica mea principală era că it's not gonna work out până să mă plictisesc, știi? Cumva dacă susții niște chestii în care crezi, gata, automat și controversial. Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Silviu Istrate lucrează în strategie în publicitate. Silviu Faier, însă, numele cu care e cunoscut în online, face meme-uri și conținut pe YouTube. A început să facă asta pentru că urmărea YouTuberi din alte țări și simțea că nimeni din YouTube-ul românesc nu face conținut pentru oameni ca el, ușor ironic și inteligent. În clipurile sale, Silviu explorează vastul internet românesc, de la review-uri din Google pentru obiective turistice până la persoane de vârsta a treia cu conturi de TikTok și comentează amuzat descoperirile pe care le face, dar și introduce probleme sociale, cum ar fi rasismul sau misoginismul. Spune că nu vrea ca conținutul lui să fie privit ca unul educativ, ci de divertisment, dar și că youtuberii și influencerii ar trebui mai des să-și asume public opinii despre subiecte fierbinți din societate. Teama lui cea mai mare că va crește în popularitate, iar audiența ei se va schimba și nu va ști mereu ce conținut să ofere oamenilor diferiți de el. Bună, Silviu, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. Bună, Andreea, mulțumesc eu foarte mult pentru invitație. Știu că lucrezi în publicitate și ai mai povestit de câteva ori în alte interviuri că atunci când ai decis să te apuci de vlogging, să mă rog, să deschizi un canal de YouTube, <laughs> ai făcut-o pentru că urmăreai alți vlogări din afară care îți plăceau și ai spus, why not, că poți și tu să faci asta. Dar am să te rog să-mi povestești un pic mai mult. Din ce nevoie, nu știu, a fost o nevoie creativă? Cum ai început să faci asta? Îmi place atenția, Andrea, ce nevoie creativă. <laughs> <laughs> uh, cumva nu glumesc, adică this is, e un drive al meu de a fi... Na? Începem așa cu sinceritatea de la, de la, prima, de la primul cuvânt. Că ăsta e un drive de-al meu personal și urmărind foarte de, foarte de aproape toată cultura asta din, din, afară de content creation și uh, alți vlog care fac cam ceea ce fac și eu acum numai cum mai bine. Nu știu. A, a, fost pur și simplu un declic de ăsta și am, am fost, dar ce mă, iadă să, să încercăm. Și a fost, a fost, un proces oricum, a fost un proces destul de lung. Cred că am filmat prima oară o chestie așa de capul meu, nu știu, vreo trei ani, doi ani jumate, ceva la modul, așa ca test, știi? Și de atunci, cumva, eu sunt genul ăla care, care nu-i care nu place să se apuce de ceva dacă n-am eu totul pregătit și perfect. Realizez cumva in the back of my head că is the most stupid thing I could do. Dar da, nu știu, așa am obișnuit și nu prea îmi place să. Uh, nu îmi place atât de mult uh, filozofia aia de Move Fast, Break Things. Uh, primul clip pe care l-am tras, uh, la cu fostă fost prietenă, Oana și a fost uh, la <laughs> de pe canal. <laughs> adică acum mi se pare oribil uh, la nivel de calitate. Dar uh, al doilea, deja uh, era destul de aproape de ce facem acum, și na, îți dai seama că am văzut. Uh, am văzut că ne place, am văzut că merge, am învățat trei programele și am dat drumul. Și pe urmă, al, patrulea, nu, al treilea clip pe care l-am postat vreodată a fost ăla cu primul, cu Budeanu, care a bubuit. Da. Până să, că vreau să te întreb despre clipul ăsta cu, cu, Dana Budeanu, ai spus mai devreme că vrei ca toate lucrurile să fie perfecte sau să fii pregătit. Ce, ce a însemnat pregătirea asta? Ce ai făcut? Păi, în primul rând, am însemnat foarte mult research, adică eu mă uitam la 15.000 de canale și la 15.000 de alți vloggeri sau vlogeri din afară, dar cumva mă uitam ca un piece of entertainment. Și pe urmă am stat și m-am uitat. Ia să vedem, cum a făcut catul aici? Ia să vedem, cum unde a introdus gluma asta? De ce a lăsat aici așa și la ala? Ce am început să fac chestia asta destul de activ și cumva m-am prins, adică nici nu e vreo rețetă foarte, foarte complicată, m-am prins cam care, cam care e flow Păi m-a început, na, research de camere, de învață cum să faci lighting ce e aia free point lighting, învață premier, stai pe tutoriale. Dar cumva e și foarte plăcut pentru mine, adică de fiecare dată când mă lovește cât o mini pasiune din asta, I enjoy the research part the most. Când am simțit eu că aveam destul băgat la, băga la cap, am scos jumătate salariu, am luat o cameră, am ce mai aveam nevoie și aia a fost. Mă bucur că a bubuit ceva încât să, încât să, mă motiveze să continui, pentru că probabil dacă nu bubuia și rămâneam cu, nu știu cât fac cu câteva uh, mii de views, dai seama, mă mișcam la fel de încet. Dar în momentul în care am văzut că, ok, this is working, uh, m-a super motivat și am, uh, am apăsat pedala de accelerație. <laughs> mă întrebam când ai publicat primul clip pe care spui că l-ai șters. Dar ce mm -hmm. te așteptai să se întâmple, nu știu. Dacă-ți amintești momentul ăla. Um, dat publish. Ce mă așteptam să se întâmple? Mă așteptam să îl vadă toți prietenii mei și toate cunoștințele care erau așa cumva interesate de ce mai făceam eu pe internet adică mai aveam cumva o prezență tot așa pe în mea de publicitari și domenii artistice, aveam na, câțiva oameni care mă urmă, nu știu, 2000 3000 de oameni cât erau atunci. Adică cumva aveam acest very small, știi, calup de oameni care au fost interesați 100-200, dar a mers destul de bine și atunci și adică asta mă mi-a avut vreo 2000 de views exclusiv din bula mea Dorința mea era să, să, o fac, știi, să dau publish ca să văd uh, reacțiile. Pentru că cumva, azi să mai cerusem feedback de la prieteni da. și tot da dar na, fiind prieteni, na, ce pot să, ce pot să zică decât... Da, uh, avem voie să ne jucăm? Da. Da, cu mi e bombă, bombă clipul, te rog eu, mai fă. Dar, adică, na, oricât de oricât de mult încredere am în prietenii mei, tot nu pot să le iau feedback-ul pe așa ceva 100% în secunda în care știe pentru prima oară când fac chestia asta. Și asta avea în cel mai mult să văd dacă am niște validare să, să-mi dea acolo, la, să-mi zic că, da mă, you did, you did decent. For the first time you did decent. Asta îmi doream. Și, țineți, era mai mult o chestie de încercare, adică nu, nu aveam în cap, this might be a, a career for me și la la, e adică era așa o chestie fun și 10% acolo, in the back of my head, știam că, că există bula asta neexploatată, neexploatată, doamne zici că... Și <laughs> deci că fură până în, în America de Sud. cumva că e bula asta extinsă, să nu știu, zic 120.000 de oameni în România care au care urmăresc exclusiv YouTube din afară, care nu consumă TV la noi, care au umorul ăsta, nu știu, cu tot felul de ironii și meme de astea prăjite ce mai postăm noi. Și cumva știam că nu e nimeni pe zona asta, și acolo 10% in the back of my head, eram this my work. I might get some success, dar în prima fază, let's see if I'm pretty decent at this. Ce, ce ziceam, atenția și validarea. <laughs> Să văd dacă vine. Deci aveai o, cât de cât o direcție. Adică zona asta de da, clar, economie clar, mai smart. Clar, clar, da. Ai avut tot de la început. Da, 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 clar, clar. clar. Adică o, o simțeam in the back of my head și văzând oamenii din jurul meu și sincer nu mă așteptam să ajungă la atât de mulți oameni atât de repede și cumva e și scary pentru mine că crește destul de, destul de, rapid, chiar dacă eu nu încerc să fac să crească, știi? Adică rețeta de YouTube e, e stupid simple. Postează cât mai mult, 10 minute, chestii cât mai simple ca să poți să postezi cât mai mult, știi? Aia. Facem react la, știi și eu, un video de pe YouTube, îl pui acolo în background și stai și te filmezi 10 minute cum râzi la video ăla și that's, that's it. Și e foarte ușor să crești în stilul ăsta, dar cumva nu-mi doream să fac, să fac chestia asta și aveam... Na, văzând cât de mult muncesc ăștia din afară pe care îi urmăream eu și cât de, cât de, mult stau și să gândești bala glume, bala invitați, bala edit, bala la la, voiam cumva să, să, replic modelul ăla pe care îl, pe care îl admiram. Da, și te am că 10 in the back of my head știam că, știam că it's gonna work out. Frica mea principală era că it's not gonna work out până să mă plictisesc, știi? Adică dacă aș fi avut un an de zile de postat 20 de clipuri care făceau câte 2-3 mii de views, probabil aș fi fost, știi, poate nu mă... poate n-am identificat eu zona asta bine sau poate nu mă pricep atât de bine și I would have took the clue, știi? Și aș fi zis, ok, let's, let's focus on, on, other, on other things. Lucând ca strateg în agenție și stând mereu pe research și pe la, la, la cumva îmi place să cred că sunt destul de aware de consumul de media în România, dacă vrei, încă să, să fiu cumva aproape sigur de dacă ceva merge sau nu în momentul în care uh, aud un concept sau whatever. Dar nu în sensul dacă merge gen, ok, asta o să bubă, o să devină viral. Nu, în sensul dacă o să aibă știi, o audiență cât de mică sau dacă o să fie o spărtură la care nu o să se uite nimeni, cum sunt o stocărcă de proiecte pe care le încearcă fiecare dintre, dintre noi, știi, și gen vezi că they don't fucking work, și gen you just drop them, că e evident că n-ai făcut ceva bine. Pentru că spuneam că am să mă întorc la clipul cu Dana Budanu, sau mă rog, seria de clipuri, care au bubuit, sau au devenit virale într-adevăr, de la un punct încolo, în, în alte clipuri, te-am auzit menționând că vrei totuși să te distanțezi de ele. Adică da. să nu devină reperul. Da, mă Și mă întrebam de ce? Adică... Mă bucur că, că ai sesizat și că ai și menționat chestia asta. Pentru că cumva, știi, aveam încă două clipuri pe canal și asta cu Dana Budeanu care avea 300 de mii, 400 de mii, acum să cred că s-a de 500 de mii, which is fucking crazy. Și toată lumea, în jurul, pe lângă că în jurul meu, dar toată lumea de ca, era, a, ăla cu Dana Budeanu, a, ăla de, a făcut mișto de Dana Budeanu. Și cumva n-am zis seama că știi, adică nu vreau să, să, să fiu cunoscut drept băiatul ăla care a făcut un clip cu Dana Budean. că mai ales la momentul respectiv când am zis că nu o să mai facem clipuri cu Dana Budeanu și că ne despărtăm de zona asta cumva aveam o cârcă de alte idei de, de, de video mai complexe sau mai risărciuite sau la ala cum a fost la cu pensionarii enat sau whatever și nu voiam să fie, știi, ce chip știi exact ce ziceam genul ăla, dai drumul la video, râs ca prostul și aia, ăla e content și nu voiam, să, nu voiam să mă poziționez în zona aia niciun caz și na, asta a fost pur și simplu nu voiam să rămân în, într-o zonă de asta de doi lache care, să, care râd, să uită, arată cu degetul la ecran și râd acolo de o căitoareasă. Ah, și mi, uh, A, și mă mai enerva foarte tare că, la momentul ăla cel puțin, aveam foarte multe discuții cu tot felul de oameni, de la uh, influenceri, vedete de-astea mari până la oameni de zi cu zi, colegi de muncă sau whatever, care tot aveau această chestie cu... Nu, mă, că Dana Budeanu e tare, e că eu înțeleg că e... Nu știu cum că e nebună, dar ea e tare, e și că și eu, ci, eu eram... N-ai auzit ce vorbește, n-ai auzit că zicea cu... Femeile bătute, cu că împingea patriarhatul dar cu 40 de ani, ți-l împinge acum la, la toate femeile astea, două urmăresc neironic. Și cumva mă și enerva chestia asta, știi că cum corul meu, dacă vrei, care m-a motivat să vorbesc despre, despre Dana Budan, să-l să iau pe Alex, să zicem, hai să nu uităm la, la chestia asta, a fost tocmai că eram atât de triggered de ce căcaturi poate să zică și câtă lume se uită la ea, la prostiile alea. Știi cum era aia cu uh, că ce donați domne la să facem un spital, ce era atunci în, în, primele, în primele, clipuri. Adică ăsta a fost drive-ul meu și nu voiam să, știi, să meargă așa mai departe, de parcă, a, ah, nu, eu sunt entertainerul X și Dana Budeanu e entertainerul Y. Și eu am făcut mișoarea Dana Budeanu și Dana Budeanu m-a făcut, nu, no, it's not that, you know, adică încercam să, făcând mișto de ea, încercam să știi să... Să las și la suprafață toate mizerile pe care le zice și toxicitatea ei generală. Adică nu era doar un ha-ha, tare. E de, și de înțeles și evident că așa a fost perceput, which is fine. Și tocmai de asta, pentru că am realizat că, că s-a ajuns la asta în care a un băiat, facem și eu Dana Budeanu și Dana Budeanu îi răspunde făcându-l whatever. N-am vrut să mai, să mai continuăm, plus că devenise, adică deja mulsesem, eram în trei, episoade când ne-am hotărât, adică eram la al treilea episod și am zis, ok, gata, cât, cât, cât să mai mulgem, că puteam să mai mulgem, până acum puteam să mai mulgem. Dar gen, gata, mai avem și alte, și alte idei. Podcastul pe bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi, sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă-te purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Mă întrebam cum vezi tu ce faci, dacă e entertainment sau mai mult edutainment? Nu, no, niciun caz nu e edutainment. E entertainment pe stilul meu personal, care stilul meu personal, știi ce ziceam? Am corul ăsta de vreau să vorbesc, îmi face plăcere să vorbesc despre chestiile astea toxice din societate sau treburile astea pe care poate nu vorbește nimeni la, la vremea respectivă. I want to put a light on them. Dar nu, 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 o văd ca pe o misiune de asta de activist sau mai știu ce, e znat. E evident că e znat. Și tocmai de asta, pentru că îmi și place să fac chestia asta de, de, entertainment, o fac în stilul meu și na, ăsta e stilul meu care are la bază niște, niște chestii de astea, nu, nu știu cum să, să le zic fără să mă bat singur pe spate că poate că sunt niște motive mai uh, deep pentru care îmi doresc să vorbesc despre un subiect decât simplu fapt că Dana Budeanu e o creitoreasă și uh, zice de dăncile că se îmbracă bine, știi? Și tocmai de asta, rare ori abordăm subiecte care, nu știu, care este așa la prima mână, dacă vrei, știi? Dar în orice caz, în orice caz asta vreau să fac clar, este 100% entertainment, nu e niciun caz, adică nu vreau, să, nu vreau, să, nu, vreau să, mă poziționez în zona aia de edutainment, pentru că nu, în primul rând că nu am expertiza, n-am vreun studiu sau vreun, vreo muncă prin ONG-uri, vreo whatever, adică sunt o cărcă de alți oameni mult mai buni ca mine și îmi place să știi să mai degrabă să colaborez cu oamenii ăia și să-i aduc în zona de entertainment decât să, să mă pretind eu... Că indiferent cât știu eu despre feminism și whatever ce mai citesc eu, nu o să știu niciodată. Știi că știe un expert și tocmai de asta nu -o, o să pot să vin niciodată să zic ok, hai să vă explic ce este feminismul. Nu, I, I can't do that. Nu, nu mă lasă fibra morală. Dar o să pot să gât de un băiat misogin și să mai, mai strec pe acolo niște teorie feministă între trei glume. Adică asta, asta îmi place să fac, dar nu mai mult de atât. La asta voiam să ajung pentru că mă gândeam la clipul pe care l-ai avut despre Mickey H. și rasism. Pentru că ai latura asta socială pe care o strecori, într-adevăr. Adică mm. nu, nu pretinzi că le știi pe toate, dar mă întrebam totuși dacă ți-a fost în vreun fel teamă să nu spui ceva greșit sau ceva ce n-ai înțeles până la cap. Wow! Oh. Da, cea, e cum să nu, da, e, cred că e bine de cele mai mari frici ale mele astea să, să dau o bombă din asta pe, știi, de care să nu-mi dau seama, dar tocmai de asta am, am, verificat efectiv tot scriptul clipului cu Ana Dorobanță pe care, care, a vorbit ea acolo despre problema rasismului sub 100% fără parte de entertainment, adică am verificat și cu ea înainte, dacă îi se pare ok, ce am zis, dacă îi se pare și am mai aveam câte o glumă, cât o la la, ce am bă, asta e prea mult, zis tu, poate, adică îmi place actul ăsta colaborativ, știi, în care să. și nu e neapărat de aolo, poate zic un slăg și nu-mi dau seama că e adică nu e despre asta, e doar despre, știi, să, să fiu self-aware și uh, să nu vorbesc pe cură, asta, asta e. <laughs> adică să nu, să nu mă apuc să, să explic eu chestii sau să vorbesc despre chestii sau să fac o glumă insensibilă sau whatever, când pot să evit să fac chestia asta. Adică nu ar fi vreo mare tragedie că nu știu, am făcut o glumă prea edgy, dar atât timp cât pot să nu o fac, știi, și pot să, pot să mențin uh, vibe-ul wholesome, dacă vrei, și de, de Caterin, că ce rost să vin eu cu hot take mele, în, știi cum face, exact cum face Michiaș. Zine pe miu, comentează video cu pisici, lasă-mă cu ce crezi tu despre neg. Știi, e exact, e fix modul ăla de, de, care râdem noi la Michi s-a trezit și omul meu să zică că, că nu poate să cânte o melodie de la Migos. E fi, adică fix de chestia aia vreau să mă feresc. Într-un podcast, într-un episod de la Europedia, spunei că n-ai fost întotdeauna interesat de problemele astea sociale sau nu uh -huh. ai avut o orientare de stânga, să-i spunem. Uh -huh. Și eram curioasă cum s-a întâmplat schimbarea asta pentru tine și când. Băi, nici nu știu, nici n-am simțit-o așa ca pe o schimbare. Uh, mie îmi place să fac așa un callback când am, când am fost aware de prima, prima, problemă socială din viața mea, când m-am întrebat, bă, dar, deci, adică m-am întrebat eu pe mine și asta, asta mi se pare fani acum uitându-mă înapoi, bă, dar de ce, de ce bărbații sunt lăudați când fac sex cu 10 femei? Dar femeile sunt făcute curbe, când fac sex cu 10 bărbați. <laughs> și m-a lovit deja pe moment, m-a lovit de tare chestia asta, și începusem să-mi zic seama, pe, fix, pe, fix în zona aia de, cum să-i zic, în zona aia de, de, de performativ, așa. Începusem să mai zic la femei, bă, dar nu e asta ciudat? <laughs> și... <laughs> și... <laughs> și mai primeam reacția asta, bă, da, wow, ce tare, că tu ești băia și ai realizat chestia. <laughs> Și nu știu, cred că eram în, a, nu, cred că în liceu sau imediat pe târnarea liceului, cred că ceva în zona aia. Și na, pe urmă, nu știu, cred că a ajutat și faptul că m-am înconjurat cu oameni din zona asta care sunt aware de, de problemele astea, a ajutat și faptul că sunt genuin interesat de, cum să zic, de oameni, de, nu știu, îmi place să citesc dacă văd un articol în feed. De ce ne place să dormim pe o parte? Dau click-a și sau și citesc de ce ne place să dormim pe o parte da, din sursă în sursă, din content creator în content creator, na, da, am, ajuns, am ajuns să mă radicalizez. <laughs> uh, asta pus cuvântul radicalizare și fi, fix într-un fel de asta te întrebam, pentru că, cum ai spus tu, din link în link și din sursă în sursă, po poți să ajungi și în altă direcție. Da, yeah, of course. Era of course. curioasă cum s-a întâmplat pentru păi tu. am fost în, adică am fost în direcția aia din reflex în, în adolescență, dacă vrei, adică știi, na, ca orice... Cel puțin, cel puțin din experiența mea și din oamenii care eram eu înconjurat, era like Caterinca, aha, Hitler, aha, 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 știi? You know, the, toată Caterinca asta alt-right, de-aia de Forcean. Dar cumva nu m-a atras să zic vreodată, neironic, să zic bă, da, ce treabă bună a făcut Antonescu, mă, frate, știi? Când, adică sunt oameni care zic chestia asta neironic, de foarte tine, care vor să șocheze și... Bă, Na, țin, minte că, țin minte că la un moment dat mă uitam pe site-ul nou a dreapta și eram pe acolo, da, ăștia au o idee bună, ăștia eram a opta, a noua, ceva la mod. Da, na, nu știu, cred că, cred că vine și din faptul că îmi place să o, acum, acum intrăm în, în sinceritatea de psiholog, că cumva a ul meu a fost presărat cu foarte mult bullying și foarte multă neîncredere în sine, a fost gras toată copilăria și de toată lumea de mine sau eram cel mai sărac din grup pe de prieteni, chiar dacă na, stăteam în București, nu muream de foame înainte să mă culc, condiția materială tot era cea mai precară din grupul meu de prieteni, oameni normali. Și cumva din cauza asta am, am început să învăț, știi aia, how to be a nice guy, how to, cărțile alea. <laughs> how to make friends and influence people, <laughs> pe, care le, pe care le, citeam, nu la, nu știu, la 16-17 ani, moment în care am intrat și în comunitatea de pick-up știi <laughs> dar oricum nu aveam tu pe eu să să, 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 fiu, să fiu misogin pe stradă, dar cumva, știi, mai furam... Adică de... din lipsă de din lipsă de tupeu, adică. Da, din lipsă de tupeu, ce ai? Păi da, eu la 17 ani, dacă îmi ziceai, ok, de mâine poți să faci sex cu 10 femei, știi că asta îți promitea, de mâine sex cu 10 femei cu aia, trebuie doar să iei uh, astea, cele 5 replici. Adică ziceam că era tentant pentru mine care eram, uh, please ma'am, can I get a crumb of pussy? <laughs> adică pentru mine la vârsta era, uh, era a ting. Și cumva, asta voiam să zic, că m-a, mai furat de pe acolo, nu știu, o, cum să agăți o fată în club. De asta n-am aplicat niciodată, dar na, m-a ajutat așa ca informație, dacă, i-am dacă dat jos toate, toate de manipulare și de misoginie, cumva pentru mine la momentul ăla a fost, a fost helpful, să zic așa, mi-a dat o încredere în mine. Ceea ce și urmăresc băieții aia, că na. Și da, nu știu, pe parcurs, având chestia asta de care voiam să fiu prieten cu oamenii și voiam să-mi să fac și-o gagici că nu m-a pupat nimeni toată copilăria, toată adolescența, Că având chestia asta de, ok, how, how can I be a, a better person? M-a dus inevitabil în zona asta de, de social issues și de. A ajutat foarte mult și faptul că, că am fost înconjurat de oameni care aveau o oarecare îndreptare în chestia asta. Adică, chit că erau neolibertari de la. <laughs> neoliberal de la USR atâta timp cât erau oameni buni, știi, stăm acolo și învățam cum să fiu un om bun. Sau că erau stângiști trepanați de la, de la, mă știu eu ce, pagini de meme, cumva mai fugam, știi, ba o informație, ba o sursă, ba un content creator, nu știu, de contrapoint, de exemplu, am aflat din grupurile alea de, de stângiști, știi, și gen, am fost, wow, ok, this is fucking awesome. Te-am te tot întrebat despre asta și despre partea de, de educație și, și așa, pentru că mi se pare că, tocmai pentru că lipsea un vlogger, dar nu neapărat vlogger, adică un om care să atragă atenția, să ajungă cât de cât la o masă mai mare de oameni, dar care să aibă mesajele din bulă, sau nu știu cum să zic, mm. mesajul mm. din bulă, adică care să facă ceva mai smart și să încerce să educe prin clipurile pe care le facem mi se pare că ți s-a și pus o etichetă într-un fel. Așa e. Da. Asta. Așa este, așa este. Uh, înțeleg de e ce... Curioasă dacă ai simțit-o și tu, dacă ai, ai simțit la un clar, moment dat da. că mă, totuși eu nu vreau asta vreau să fac. Da, clar, 100%, dar în același timp nici nu e vreun mare inconvenient pentru mine, pentru că am destul încredere în mine să știu că știi ce vorbeam mai devreme, știi că am mereu grijă să nu zic prostii, să la, la, că am destul încredere în mine că pot să pot să duc în spate, să duc în spate, doamne, iartă-mă, să, să car această căruce <laughs> <laughs> nu, no, în sensul că adică pot să iau acest termen și să, să row with it atâta timp cât înțelegem la finalul zilei cu toții o, o să, o să vreau să pe chestia asta și asta cu, a nu, eu fac doar entertainment aha. Uh, dar cumva că la finalul zilei uh, asta e chemarea mea, să fac videori în care poate râdem împreună sau în cel mai uh, în cel mai caz poate descoperim niște anomalii de pe internet. Adică pentru mine asta e, asta e plăcerea mea, știi, să găsesc tot felul de chestii astea dubioase sau ciudate sau măcar fanii pe internet pe care să pot să le discut. De asta m, m mi-a și plăcut atât de mult să, să, stau să, să intru în viața unor pensionari, să văd ce, ce, ce fac și cu ce se ocupă și la, la To pentru că îmi place mie chestia asta și atât din cât pot să o expun într-un mod zi. Entertaining pentru, pentru, alți oameni. I'm just gonna do that. Deci asta ziceam, că atâta timp cât realizăm că nu sunt un educator sau nu sunt o voce a whatever și că sunt doar un băiat pe internet care face niște glume și are și niște păreri, I'm fine with it. Dar în același timp, na, nu, e... nu vreau să fug de responsabilitatea asta, dar în același timp nici nu vreau să, să o iau ca... Da, cu -aia, eu sunt, eu sunt la de rupe cancel un influencer. Vin eu acum, dau, îi dau cancel lui Chelu. <laughs> you know? Adică nu, nu sunt deloc în zona aia și nici nu vreau să fiu în zona aia. Nu mă hănești din, din, drama asta, chiar dacă asta funcționează cel mai bine, în mod evident, pe, pe, YouTube. Și mai vreau să mai zic, apropo de asta, cu... Nu, nu, eu fac doar entertainment, că că asta e, e, scuza preferată la orice YouTuber de ăsta huge sau orice influencer huge. Știi de asta? Vine referendumul pentru familie, știi? Și nu, nu zice nimeni nimica și zici, că e, dar nu-ți pasă și ții așa, că uite, e o problemă națională, toată lumea vorbește despre asta, chiar nu zici și tu nimica, nu știu, ești pro, ești contra, ești la, la. Uh, nu, sorry, eu fac entertainment. Da, și trecu. Știi, adică nu sunt, nu sunt, nici în zona aia, în mod evident. Am, din punctul meu de vedere, e evident că care sunt și afinitățile politice și sociale și la ala. Adică nu mă, nu mă feresc de, de a vorbi despre ele, chiar dacă știu că dă sunt niște cuvinte pentru, pentru newsletter-ul Dor, în care ziceam că influencerii din România sunt speriați, de, sunt speriați, efectiv să vorbească de branduri. Ca Caolo, păi dacă zic că, că, toți oamenii ar trebui să, 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 se căsătorească, ce o să zică Coca-Cola? Are you în serious? Și această frică continuă, această, această spaimă, ce o să zică? Nu o să mai colaboreze brandul X cu mine, că sunt controversial. Știi că cumva dacă susții niște chestii în care crezi, Gata, automat și controversial. Și așa că cel mai bine este să rămânem în această, în această zeamă de neutralitate. Toată lumea e elveția. Nu știu, frate, eu îmi, pun, eu îmi pun aici machiajul meu de zi, de seară, eu îmi pun aici clipurile mele challenge, smash or pass, n-am eu treabă cu ce se întâmplă în lumea asta. I hate this kind of, this kind of approach. Și asta eram curioasă, cum, pentru că se vorbește despre responsabilitatea pe care o au influencerii sau oamenii care sunt populari pe mm. internet și mă întrebam cum ți-o trasezi tu? Adică până unde merge și unde ți se pare că nu știu, e, e ceva exagerat? Mm. Mie mi se pare că responsabilitatea. Eu nu văd ca -o, o chestie atât de. cum o pune majoritatea oamenilor. și că, domne, Alina Ceușan este responsabilă să zică dacă votează USR sau nu. Nu sunt de acord cu, cu chestia aia. Mi se pare că responsabilitatea unui influencer să. Dacă vorbim de un subiect național, de o problemă națională, de o situație nasoală care se întâmplă la noi, în lume, whatever, tu, ca om care ai o părere despre chestia asta, că nu ești, știi, nu ești tabula rasa, tu ai o părere despre chestia asta și ai niște... Tu le zici prietenilor tăi, băi, poartă mască sau băi, du-te și votează cu nu știu cine. Dacă faci chestia asta cu prietenii tăi dintr-un simț al responsabilității, fă chestia asta, știi, și cu oamenii care te urmăresc, te apreciază și te iubesc în le cazuri. Dar în același timp nu mi se pare că se extinde responsabilitatea până la. Fiecare influencer trebuie să iasă să se explice ce este rasismul sistemic nu, nu, cred că, nu cred că trebuie să meargă până în zona asta de teorie și de whatever E o simplă chestie, știi ce ziceam mai devreme? Bă, se întâmplă ceva nasol în, în lumea asta, în țară Toată lumea vorbește despre asta și tu îți faci machiajul de seară It's fucking, you know, it's tone deaf e, Se uită lumea la tine ca la uh, lumea Mă, bă, uităm noi care e lumea dar e așa, știi, se simte știi cum era și cu protestele că nu era niciun, efectiv, erau proteste în toată țara, erau 700.000 de oameni în stradă, în toată țara și toți influencerii, ce ziceam, machiajul de seară și uh, smash or pass uh, cu Gami <laughs> am zis prost Gami aici că Shelly chiar, chiar vorbește despre chestiile astea când se întâmplă și el, uite, mi se pare, chiar că nu de acord cu, cu viziunea asta lui uh, neoliberală din reflex Uh, mi se pare că de fiecare dată când a fost un eveniment ăsta care chiar conta în România și care chiar era important, și el i-a și a zis, bă, uite cu... Și avea, dreptul, avea 16 ani la aia CPF-ul. Adică genul ăla de chestie. atâta timp că tu ai o părere despre chestie, share it with us. Nu, te preface că nu există și ți-o arzi ton de, de frică să, să nu-ți mai dea cola campanie luna viitoare. Uh, și înțeleg de ce they don't, să frica asta, în același timp uh, cum ziceai și tu, mi se pare că e cumva o, o, o responsabilitate acolo. Eu o simt, uh, dar e așa. Adică eu asta făceam și înainte. Și când, uh, eu aveam păreri since forever. <laughs> acum, doar, acum doar mi s-a extins following-ul. Dar chestia asta o făceam uh, since forever, nu știu. Te sperie în vreun fel atenția asta nou căpătată într-un fel? Atenția nu mă sperie că trăiesc pentru atenție. atenție. că mi-ai spus <laughs> <laughs> Mea mai preferată e, e, un text ăsta care zice, e un băiat care se zice la Mac, la, la drive-in, e să păgeam pe mașină și întreabă, întreabă casiera, ce ați dori? Aș dori explicație de ce urăsc atât de mult atenția, dar am nevoie atât de mult de ea. E, acolo sunt. Că și că cumva nici nu-mi place să, da, să primesc această atenție day to day, nu, îmi place da, când fac ceva sau când zic ceva care este o orchestra de mine, nu I don't get high on, știți, te arate lumea cu degetul pe stradă sau whatever. Ce mă sperie este Ideea asta că o să vină 15.000 de. Că, că cumva crește canalul foarte repede și following-ul meu și la ala, și că o să pierd această bulă de oameni cu care mă identific foarte foarte strong și cu care mă înțeleg foarte bine și care uh, fac parte din generațiile astea mai woke, fie că sunt uh, zetari, mileniali sau uh, oameni de 40 de ani care n au avut pe nimeni alt, altcineva până acum să zică chestii pe internet la care să... La, pe internetul românesc la care să râdă. Cumva I love this, adică... Uh, Ador super mult uh, oamenii ăștia care mă înconjoară acum și știu că se întâmplă tocmai pentru că sunt puțini și o bulă și am ajuns fix la, știi, la, la bula mea și la oamenii care gândesc uh, ca mine și de-aia nici n-am uh, hater și la, la acum. Și asta mă sperie că o să ajung la, nu știu, 100.000 de subscriberi și o să vină tot felul de oameni care, nu știu, n-au nicio treabă cu ce zic eu și doar le-a plăcut să râdă la Dana Buteanu sau... Uh, adică mi-au venit și dăște -și, și eram fucking scared și asta a fost un motiv, meu meu să de acum, ăsta a fost alt motiv, pentru care am vrut să o oprim cu Dana pentru că vedeam ce fel de oameni vin să râd acolo, că pe lângă bula noastră care e extrem de mică, ăla ajungând destul de viral la vremea, la vremea respectivă, zis, au venit na, toți oamenii de pe YouTube, toate mămicile, bunicii, tăticii și așa mai departe. deci ești fine, adică, dar atunci pe moment a fost așa scary puțin că... Că aș putea să-mi formez această Comunitate de oameni cu care nu m-aș nu identifica în viața de zi cu zi. Uh, și da, asta, asta asta mă sperie. Că îmi dau seama și că business-wise și content-wise, pe măsură ce se uită un milion de oameni la tine să zicem, trebuie să diluezi. <laughs> substanța aia, contentul ăla, în așa fel încât să fie understandable pentru toată lumea. De fapt, nu understandable, că nu, nu, cred că ce fac eu e mai inteligent sau whatever, că cumva încerc să o țin foarte, foarte accesibil pentru oricine, adică să nu folosesc, nu știu, termeni nebuni sau, sau să zic chestii fără să le explic. Pur și simplu, nu știu, oameni care n-au, nu știu cum să explic fără să, fără să jignesc. Că, că, cumva nu vreau să fac chestia asta, că gen... eu urăsc, știi, că în publicitate sunt, sunt, partea de oameni care zice, nu, oamenii sunt proști la ăia care cumpără mezeluri, sunt proști făcuți grămadă, să le dai, trebuie să le dai reclamă cu ceușan mușcând din salan, că altfel nu înțeleg că sunt proști și eu sunt în partea total opusă, nu, no, nu, no, dude. People are not fucking stupid, mai ales când vine vorba de fucking reclame. Hai, hai că facem o reclamă, totuși, hai să nu ne mai, știi, hai să facem ceva smart care să pleacă la toată lumea. Nu e vorba de că nu înțelege ăla că i făcut o glumă, nu știu, de divertis, mă rog. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skill și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere și de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Anul ăsta, mulți dintre noi am lucrat de acasă, iar unul dintre efectele muncii de acasă, pe care și invitația la pe bune l-au menționat în trecut, este că nu prea mai există o diferență între timpul de lucru și timpul personal. Munca ajunge să acapareze toate orele din zi și toate zilele săptămânii se transformă într-o zi de miercuri. De multe ori m-am trezit că s-a făcut după amiază și nu mă mai ridicasem din fața laptopului de dimineață, așa că a trebuit să-mi impun scurte pauze, să ies pe balcon pentru aer, să citesc câteva pagini dintr-o carte sau să iau o gustare. Biscuiții Belvita sunt numai buni pentru astfel de momente când ai nevoie de un răgaz mental. Fie că ești înainte de un deadline sau pur și simplu te-ai lăsat prea prins de muncă, ia o pauză cu Belvita. Pentru că spuneai că Odată ce crește audiența și nu mai sunt oameni din bula noastră, cel puțin asta am înțeles eu. Cu odată mm -hmm. cu creșterea audienței și cu schimbarea ei într-un fel, ca ai simți un fel de presiune să. sau că ți este teamă să nu simți vreo presiune mm -hmm. să diluezi mesajul sau să. Fix, fix, îl da. schimbi. Adică ți-e teamă că ar avea un impact asupra, nu știu, conținutului tău. Exact, exact, exact asta mă întrebam, cât de mult te gândești la audiență și cum o ții engaged? Pentru că mi se pare că de acolo vine. Când ajungi da, să te da, gândești clar. doar la ce, ce ar face pe ei să fie interesați, atunci nu mai e despre ce vrei tu să faci. E despre e, ce Iar ar na, da. pe ei. Na. Și realizez că na, pentru oricine ascultă, de, adică sfatul simplu e, nu, no, just be yourself și do your own thing, cumva. Dar pe măsură, știi ce, asta, asta, la asta să ajung, că pe măsură ce se construiește presiunea aia și realizezi că poate poți face o carieră din asta sau poate, da, apar tot felul de oportunități și tot felul de, de chestii pe care trebuie să le iei în calcul și cumva se declanșează acest conflict pe care, îl, observ și la alți influențări și la mine și, uh, și citind și la, la, și cunoscând cumva industria, e evident conflictul, și mi-e frică, deci aș putea să fac când, când o să am conflictul ăsta, dacă, dacă o să aleg, adică cum o să arate diluarea pentru mine, o să există o diluare, o să, nu știu, fac ceva ce nu-mi place doar pentru că, ah, nu, pentru că, adică bine, ceva ce nu-mi place n-aș face niciodată, în mod evident, dar e exact ce ziceam, că am acest respect pentru, pentru audiență care, bă, dacă mi-ai dat click pe video, I wanna keep you engaged și entertained. de nu o să vezi la mine, nu știu, că am uh, rambles de astea de 3 minute uh, sau whatever. Nu, no, it's just cut, 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 orice e în plus, cut, 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 cut. Tocmai ca să don't waste your time, you know? Și în momentul în care, nu știu, o să vină 500 de, 500 de mii de oameni, nu știu, 10 mii de oameni, că nu știu, m-a pus Shelly pe story și vin 10 mii de oameni la mine. Știi, și ce? eu ce vorbesc cu oamenii aia, cu niște oameni de 17 ani, you know? Adică mă simt prost cumva, eu ce le zic oamenilor? Și nu pentru că n-ar înțelege ce zic eu, ci pentru că e evident că nu avem aceleași de -astea de, de, consum de media, dacă vrei. Sau în cealaltă, în cealaltă, direcție, că, nu știu, la tătici de 40 de ani care au venit să râdă de Budeanu. Știi, adică ce vorbesc eu cu ei, ce le zic eu lor? Și de asta, de -asta e scary puțin și mai e și scary din, din prisma work știi? Când ai nu știu, ajungi să ai nu știu câte sute de mii de subscriberi și faci exact ce-ți place ție și vezi că view și banii și whatever sunt la fel ca atunci când aveai 10.000 de subscriberi. Știi și asta îți dă, adică îți dă conflictul ăla. Ok, what am I doing? Am I doing this just for fun forever? De asta stau aici ca sclavul două zile pe săptămână, dau dau aici actorie în premier. Și da, eu o, o fricuță așa, dar nu mă plâng, nu mă plâng. e normal și cred că o să mă descurc destul de bine. E o scriitoare care îmi place foarte mult. O cheamă Gia Tolentino și a scos o carte anul trecut sau la începutul anului ăsta, ea nu mai știu exact, care se numește Trick Mirror și care, printre altele, vorbește și despre efectul pe care îl are internetul și social media asupra noastră spunea mm -hmm. acolo, pentru că e o carte de eseuri, de mm -hmm. articole, eseuri, în fine. Uh, și unul dintre ele spunea că social media are o latură performativă pentru toată lumea, adică și fără să fii un influencer sau să fii urmărit de, nu știu, mii de oameni, zeci de mii de oameni, că ajungem mm -hmm. tot să ne comportăm ca și cum am fi în fața unei audiențe, ca și cum cineva ne-ar mm -hmm urmări, am fi staruri. Și mă întrebam dacă ai simțit vreodată că asta are un efect negativ asupra ta sau că ți se afectează comportamentul, că observi schimbări la tine. Întrebare foarte bună. Dar răspunsul e destul de simplu, în punctul meu de vedere. Nu. Pentru că cumva da, am făcut chestia asta cu acest scop, you know? adică știam la ce, mă, la ce mă supun și nu adică exact ce ziceam, știi, adică I wanted this. Nu voiam să fiu la anonimul care a mai scos un clip și pe mă iar a dispărut și pe mă iar a apărășoată. Nu, no, adică am zis că dacă fac chestia asta, I'm just gonna take it all in cum am și avut privilegiu să știu, mă, rog, să știu, să cunosc situațiile care pot să apară și feeling-ul care poate să apară și, știi, toată discuția asta despre mental health la YouTube, aia din America, de fac un video pe zi ca să scoată monetarul și pe urmă să trezesc în depresie. Adică cumva știam toate chestiile astea și, na, a fost o, o chestie la care am zis, da, ok, it's fine nu simt că a fost vreo mare schimbare pentru mine. Adică oricine mă cunoaște de când aveam o mie de followeri pe Instagram poate să confirme că probabil sunt postez și zic aceleași, cam aceleași chestii. Adică, nu știu, poate nu mai dau share la meme prăjite despre cu glume prea edgy, știi că știu că se uită nu știu, se uită adolescenți sau whatever, băia trei câți or fi. Sunt sigur, că, sunt sigur, că, o să se schimbe la un moment dat? Adică ca abordarea asta foarte, foarte nișată așa o să, o să se mai schimbe, dar nu înseamnă că o să se schimbe în rău, așa cred eu. De. Eu te întrebam că, uite, da, ca să-ți dau un exemplu, pentru că chiar mi-a rămas SEO ăsta în minte și mai ales când, când am citit bucata asta, pentru că am momente în care și știu că toți facem asta, adică na, asta e problema mm -hmm. într-un fel. Dar am momente în care mă, mă surprind că pun ceva pe Instagram și nu știu. E o chestie de creștere de ego, adică de... Mamă, toată lumea o să vadă poza asta, mm -hmm. o, ce frumoasă e poza asta și unde mm -hmm. mă, mă aflu eu acum. Și am momente în care mă întreb cât de bine e, dacă nu mi acord prea multă importanță. Da, da, da. I, I totally get it. Cumva asta e una dintre chestiile pe care mă ghidez în viața asta cu să nu mai iau prea în serios. Și cumva sunt aware de... Adică îmi place să, să, fiu aware de cât de mult pot de chestiile pe care le simt și care mă ghidează. Asta era una dintre topicurile preferate la, la, terapie, de exemplu. Despre nevoia asta, știi, de, de atenție și de ala. Which, știi, am luat-o asupra mea. This is uh, how I uh, strive day to day it's fine. I'm not hurting anyone. Whatever. If this works for me, let it work for me. Și da, în același timp, nu se iau niciodată atenția asta într-un mod care m-aș lua prea în serios sau în care m-aș face de râs, nu știu, fiind prea dând, exact ce ziceam, știi, cu Mickey H, dând vreun take de ăsta sau facând chestii care să șocheze doar de dragul de a șoca și așa mai departe. Adică, Cine vrea să, efectiv, cine vrea să dea like, să dea like. Cine nu, ae! <laughs> <laughs> Pentru mine social media este un, este un prilej de realizez, you know, all the Asta că suntem addicted, că ne fute relațiile sociale, că la la la, dar cumva pentru mine, așa, day to day, când nu mă gândesc la toate la toate chestiile astea complexe, e o chestie de having fun, you know? Let's just have fun on this god forbidden app sau, sau să ne agățăm între noi. Știi, adică nu, nu vreau să, să, stau să scriu romane în story sau să, să fac ca Cristina aici H48 de, de uri în 3 minute în care zic eu ce am făcut ta sau whatever. No, să cares about that. La mine cel puțin. Adică asta e percepția mea asupra mea. E tot exact ce ziceam de na, să nu mă iau prea în serios. Și mai ai vrut niciodată să-ți închizi vreun cont de social media? Că nu știu, din diverse motive. Eu, de exemplu, Facebook vreau să-l închid odată pe lună. Nu, no, sincer nu. Adică n-am simțit vreodată presiunea sau whatever asta că îmi că face atât de mult rău și la... la. Adică realizez uh, realizez dependența pe care o am, știi? Că stau două ore pe zi pe Instagram, trei ore. I, I get it. it. It's there. Dar, în același timp, știi? Pentru mine it's, uh, e și benefic. Adică, no, wow, nu, vreau, nu vreau acum să iau apărarea uh, Domnul Mark Zuckerberg, vă rog frumos încetați, vă rog eu, duceți-vă acasă, luați-vă averea, deci nu vreau să, să susțin acum industria asta mizerabilă, dar în același timp pentru mine, na, este o oportunitate de socializare cu bula mea, unde mai pot să mai dau like la o fată, unde mai pot să mai văd o memă la care să râd, unde să mai bârfim vreun influencer care iar a zis Nu și mai știe, mai știe ce alte chestii. Adică cumva e și o, pentru mine nu e doar mindless scrolling, știi? Adică I, I do things, nu știu, mă, îmi dau întâlnire cu prietenii, mă, facem grupuri, grupule, I, I don't know, it's a, it's a social thing for me. Dar ajută, mai mult ca sigur, ajută și faptul că, că sunt eu o persoană extrovertită și care se hrănește cu, cu socializare și cu atenție. La mine asta, adică Facebook-ul e cât spunea că vin o dată pe lună să-l închid e pentru că de fiecare dată când intru pe Facebook mi se pare că cineva se ceartă cu cineva, mm. să un subiect de ceartă un mm. stop iar la Instagram mi-am dat seama că, dar într-adevăr ajută că și conștientizez ce se întâmplă la Instagram mi-am dat seama că, pentru că urmăresc anumite conturi cu poze de vacanță mai ales în perioada asta mm. îmi creează o senzație foarte puternică de nefericire da. și că ceva în regulă cu viața mea Bubuia, da, și la mine, și la mine bubuia anxietate la chestia asta, că, na, e la toată lumea, adică there, there's a lot of, stu, of, studies about this, adică e, 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 ceva uman să bubuia anxietatea în tine când o vezi pe Delia în, în Bali. I get it. Uh, dar cumva știi exact cum ziceai tu, atâta timp cât ești work de chestia asta și faci tot posibilul să, să nu te afecteze, chiar dacă te afectează în mod evident că you're not superhuman, dar din cât, again, se leagă de chestia asta, să întâi prea în serios. Se, hai, who the fuck cares, că, că nu pot să mă duc în Bali. Mă duc cu un prieten și beau pe bordură, whatever. Cu Facebook-ul, eu am, uh, acum că ai zis, n-am renunțat conștient la Facebook. Gen, zis, gata, băi, dă-te dă că nu mai pot cu, nu mai pot cu Zuc. închid contul. N-a fost o chestie asta, a fost o chestie foarte naturală în care efectiv nu mai aveam ce să mai fac acolo decât să mă cert cu oamenii și adică mă bucur foarte mult că ești chestia asta că m-a, mi-a adus aminte fix de treaba asta că de fiecare dată când intram pe Facebook era un conflict de asta prin bulă pe la mine stângiști care cancelau pe cineva nicușoriști care făceau nu știu ce în cap, in the back of my head eram Bro, what the fuck are we doing? da acolo, în, în, de, în vârful degetelor, eram pe tastatură Păi da' cum punea să zici că nu știu, păi da' ești că la. Și făceam asta efectiv de fiecare dată când intram pe Facebook Pentru mine ziceam, era empowering atunci da, mă, Zic eu lui ăsta, cum adică, nu știu ce și pe urmă realizez că stau, stau, stau ca prostul 3 ore și dau refresh la acolo să văd, să văd ce a mai comentat. Da, ce mai comentat stânga trepanată de hot cu meu. Ia să vedem. Aia și gen, n-am mai... E, cred că m-a convins, m-a convins să nu mai intru deloc pe Facebook, adică mai, mai deschid messenger din când în când, că știu cum mai scrie lumea pe acolo, dar facebook nu cred că, nu că l-am mai deschis de, de vreo săptămână acum, de exemplu, like Facebook, the feed. Cred că mi-a pus capac când am văzut am văzut un, un articol de ăsta scris în stil de ăsta TNR, ironic, așa, efectiv despre mine, în care eram acest userist care se dă stângis pe internet, cum se poate, domne, să vrei să votezi USR, dar să fiți de stânga, nu se poate așa ceva, ești un ipocrit la la Și gen, am încercat să fiu nice acolo cu ăla care și gen, man, că, 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 a și ce ai căcat, gen, de, vrei să-mi zici ceva? Zi cu mie. Și până când am văzut că, că, că s-au format două tabere de prietenii mei care înjură pe ea și prietenii lui ăla care vin să mă înjure pe mine, I was like, ok, 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 this is, this is, this is it. I'm, I'm done, I'm done. Și că asta, e faza, că în, cel puțin experiența mea, că niciodată, că sunt aceste certuri interminabile în care nu se ajunge niciodată la o, la o concluzie. Singura concluzie în cazul tuturor certurilor astea e uh, Bapa Muti. Efectiv, asta e, asta concluzia la, la finalul final. <laughs> nu, Bapa Măti. Ok, bine. Hai să ne. Hai că mai am niște muncă. Ai spus că nu, nu, vrei să te iei în serios și să iei treaba asta în serios, dar în același timp uh, întreb, nu știu, un, unde vrei să mai no, eu să știi că adică oricât de mult mă laud eu with my analytical skills mă ghidez foarte mult după intuiția mea, să zic așa nu știu, tradițional, since să start, știi, să fac uh, propriile mele decizii, nu m-a, nu m-a făcut nefericit. O decizie pe care am luat-o intuitiv, chiar dacă poate părea stupid financiar sau uh, time-wise sau whatever, și cumva mă bazez destul de mult pe chestia asta și n-am un, uh, cu de asta făceam mișto cu analytical skills, n-am un, un, plan de asta bătut în cuie pe 10 ani, dar uh, îmi place să zic uh, chestia asta foarte mult, uh, citat uh, super din Bugi Mafia, planul e făcut sunt gata să-l execut. Am, am așa la nivel de content și de direcție în, nu știu, caniera, lol, asta de, 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 de content creator. Știu exact ce vreau să fac, nu, nu pot să zic aici acum, dar știu exact așa ce o să fac la finalul 2020, la începutul 2021, la finalul 2021, adică am așa niște milestones pe care vreau să le ating și da, asta ar fi partea cumva bătută în cuie, dar de năghenie, just fun, you know? If it lasts, it, la it lasts. Dacă o să pot vreodată să mă întrețin din chestia asta, doamne ajută și așa. Dacă nu, a e ghinion! Au fost foarte multe experiențe noi pe care le trăiește na, orice, orice, om care are, care are traseul ăsta, dar fiind uh, noi, indiferent cât de multe știam eu dinainte, adică cât de multe credeam eu că știu dinainte, tot au fost niște experiențe uh, noi, de la chestiile tehnice până la, uh, asta e foarte important, că aici vrem să ajung, până la oamenii, uh, oamenii pe care i-am cunoscut în parcursul ăsta, și cu ai mulți dintre ei au devenit prieteni din simplu fapt că m-au văzut la un moment dat pe YouTube, știi? Și că probabil nu ne-am fi intersectat altfel sau ne-am fi intersectat și ne-am fi zis salut, salut, că nu știam nici, niciun niciunul nimic despre celălalt. Și that's, that's, nice, that's nice, that's pretty nice. I love that for me. Asta era și ultima întrebare, de fapt, ce simți că ți-a oferit ție treaba asta? Da, mi-a adus o, o experiență din care am învățat multe chestii. Wow, cât de wow, am sunat. Oh, wow, that's fucking deep, bro. Uh, da, man, nu știu, dar adică asta e cuvântul. E o experiență care, vine mai, care pentru mine a venit cu mai multe bune decât cu uh, rele uh, și din care mi s-a extins foarte mult aia asta creativă, dacă vrei. Știi că dacă înainte aria mea creativă se oprea la făcut de meme și trolat pe mic pe internet, acum, știi, învățând chestiile astea tehnice de video și de, de sune și la ala, început, nu știu, să mă intereseze puțin muzica, a început să mă intereseze puțin, nu știu, podcasturile, streaming-ul pe, pe Twitch, nu știu, și tot felul de alte interese astea comune pe care m-am place să le, să le explorez și simt că mi-au dat așa un, un refresh la, la existența mizeră pe această rocă în spațiu. <laughs> That's a happy ending for you! <laughs> dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR alege-l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro susține.